Președintele Partidului Național Democrat Creștin, Constantin Negulescu, și președintele conservatorilor mehedințeni, Gheorghe Florescu, au semnat protocolul cu gândul că alegerile locale din 2012 le vor aduce câteva posturi în administrație. Sprijinirea de către Partidul Național Democrat Creștin a aleșilor locale ai Partidului Conservator și reciproc, precum și eforturi comune pentru ca la alegerile locale din 2012 Partidul Conservator să obțină un număr cât mai mare de primari și consilieri locali. Pentru creșterea impactului politic, social, economic și cultural al acțiunilor desfășurate, cele două organizații vor colabora și în perspectiva alegerilor locale din anul 2012, prin selectarea și promovarea unor candidați serioși, competenți și eligibili. Partidul Național Democrat Creștin numără la nivel județean aproximativ 1000 de membri. Tot la semnarea protocolului, Negulescu a spus că nu ar fi exclus ca în 2010 să candideze pentru funcția de primar al municipiului Orșova din partea Partidului Conservator. De candidat voi candida. Și împreună cu domnul președinte Partidul Conservator vom, așa cum arată și proiect, ne gândim din ce și cum vom acționa. Important este că încercăm să ne sprijinim. Conservatorii au mai discutat în cadrul conferinței de presă și despre modul în care se cheltuie banul public. În plus au spus că vor mai multă transparență din partea autorităților locale și județene.